când l-au deschis, și moartea, că au spus, da, există relație de cauzalitate. Acele violențe care au produs echimosele respective și ruptura intestinului subțire i-au cauzat și moartea. Și am vrea să spun un lucru, așa, ca să înțeleagă lumea ce a însemnat violența acestei anchete, torturi asupra tatălui meu. A fost bătut cu șpițul în burtă, după cum spun martorii. Acele lovituri au fost destinate să-l ucidă. De ce spun lucrul ăsta? În primul rând, nu mai trebuia să iasă viu de acolo. Deja se interesase ambasada americană, toți procurorii mi-au spus lucrul ăsta. Din datele din dosar, rezultă că Gheorghe Ursu, din cauza că nu s-a lăsat reeducat, n-a trecut de partea lor, n-a semnat colaborare, nu și-a turnat prietene, nu mai trebuia să iasă viu. Că dacă ieșea viu, putea să spună, rămânea pe poziție, spune, domnule, m-au torturat, regimul Ceaușescu e un regim criminal, iată, tortură. Ori lucrul ăsta putea să ajungă la oficialității ale americane, care s-au interesat de cazul Ursu atunci, fiindcă sora mea era în Statele Unite deja, din 1983. Deci, trebuia să iasă, să nu mai iasă viu, tocmai ca să nu dea în vileag aceste crime la care, torturi la care a fost supus. Pe de altă parte, cum a fost ucis? Loviturile alea au fost atât de sălbatice încât i-au prins intestinul subțire, care e unul din organele cele mai bine apărate în corp, între corpul dur cu care a fost lovit și coloana vertebrală. Așa s-a spart intestinul subțire, l-au ținut acolo în dureri groaznice și într-o stare agravată, fiindcă i s-a spart intestinul subțire, omul se... Nu, câteva este ore, ceva oribil ce vedem astăzi în cele mai crunte dictaturi, în Coreea de Nord, în Rusia, în... Așa ceva. Da, se pune problema. Și ideea asta de a... Ideea asta de a... De multe ori mă gândesc când văd la televizor diversi politicieni care vin cu naționalismul ăsta Ceaușescu, cu resuscitarea securității, mă gândesc oare ce simte o victimă, da? Ce simțiți când îi vedeți pe ăștia că încearcă să prezinte hidoșenia asta sub vreun aspect pozitiv, indiferent ce argument ar găsi? Interesant, am discutat recent cu domnul Gabriel Andreescu, un disident de marcă, care a fost și el reprimat, anchetat, dur, a făcut greva foamei pe vremea lui Ceaușescu, o chestie formidabilă. Am vorbit și cu Radu Filipescu despre aceste decizii, deci oameni care, ei înșiși, cum vă spuneam, Radu Filipescu a fost torturat bestial, un om, un munte de om sportiv, a făcut polo și un curaj extraordinar, vrea să se sinucidă pentru tortura la care a fost pus și mai ales tortura psihică, amenințările asupra familiei.